Salut! Îmi pare foarte bine să te revăd aici la Guitar Chords Galaxy. Astăzi o să învățăm... Agele tale în fața tu sub piele. Ca Last Dreams, acele. Ok, piesa asta are câteva părți foarte clare, foarte bine definite și nu o să dureze așa mult ca alte lecții pentru că este puțin mai compactă. Și hai să începem să vedem pe porțiuni, așa cum te-am obișnuit, fiecare secțiune, exact ce se întâmplă. Deci piesa începe cu o formulă de 4 măsuri pe următoarele 4 prinderi. Do major, Mi minor, Re major, Si minor și pe ultimul timp un Si major. Și din nou, Do major, Mi minor, Re major, Si minor, Si major, Do. Acum, formula ritmică pe aceste patru acorduri, de fapt 5, că este 1, 2, 3, 4, 5, da, sunt 5 acorduri. Formula ritmică este de felul următor. Deci, practic, avem câteva note ciupite, note duble, da? Niște note intermediare și niște lovituri. Formula ritmică, după cum ai auzit și după cum o știi, da? Este destul de clară, să spunem așa, atunci când melodia este cunoscută, dar destul de greu de făcut pentru că are niște valori punctate. Optime cu punct, 16-ime, 2 optime aici, iarăși o optime și apoi 16-ime optime cu punct. Ta 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 ta. Deci asta ar fi dacă ar fi să îți închipui câte 4 16-imi pe o pătrime, adică câte 4 sferturi pe fiecare timp. 1 2 3, 4, aceștia sunt cei 4 timpi dintr-o măsură, iar fiecare din ei s-ar împărți la 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nu e simplu, după cum ți-am zis. Încearcă să o iei după ureche, s-ar putea să fie un pic mai ușor, dar nu garantez. Așa poate, văzând 16-imile acelea, una deasupra celelalte și exact momentul în care trebuie să ciupești fiecare notă și fiecare gest, poate o să reușești să o faci mai ușor. Deci, încă o dată, un pic mai rar, da? Așa, aici pe ultima notă, când este introducerea aia singură de chitară, este împreună cu basul, după aia, în cadrul strofei, este doar o notă singură. Nu cred că contează foarte mult, puteți să o faceți peste tot la fel, da? Deci putem să ciupim două note, una, bătaia, din nou două note, nota singură, bătaia și cele două note împreună la sfârșit, adică formula să fie... Ta ta tum pa ta pam pa ta tum pa ta tu pam pa ta tum pa ta tu pam. Am făcut introducerea. Și
Și aici începe strofa pe aceeași formulă, evident. Aici vorbește, el are textul acela, mi-e greu să-l zic. Cu oglinzi, cu reflexe, nu știu ce, și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un rău și tu l-ai inversa. Pe urmă alegi tu pe altul în lumea lui, care există doar în mintea ta, uitată în mintea lui. Și în sfârșit am ajuns la bridge. Bridge-ul are 4 măsuri și e mult mai simplu. Și mai am amintiri, ele încearcă să aprindă în mine tot ce i-ați deja. Și n-o să mai poată să ardă. Deci, un do major, un mi minor, un re major și un do nouă. Add 9, da? Deci. Și mai am amintiri, ele încearcă să prindă în mine tot ce i-ați deja. Și n-o să mai poată să ardă. Și de aici începe, practic, refrenul. Refrenul are 1, 2, 3, 4, 5 acorduri. Do major, sol major, mi minor, re major, si minor și iar de la capăt. Do major, sol major, mi minor, re major, si minor și do. Bătaia este de felul următor. Am făcut un mic, o mică medie, să spunem așa, între ritm, tobă, clapă și ceva care să sune totuși chitaristic. După cum ai văzut, în prima jumătate a refrenului este un pattern, iar în a doua jumătate a refrenului se schimbă puțin pattern-ul. Deci în prima jumătate avem așa. Sunt două tipuri de ritmuri, da? Primul este ăsta. Ta ta tum ta ta tu tam. Urmat de ta ta tum tam ta ta tu tam. Deci primul. Ta ta tum pa. Iarăși primul, ta 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 ta, și al doilea, ti ta tu ta ta tu ta. Și în a doua jumate, practic e doar pe al doilea pattern. Ta 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 tu ta 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 tu ta ta tu ta tu ta pam. Și aici se oprește la final. Împreună cu vocea sună ceva de genul următor. Acele tale în fața tu sub piele schimbă sângele în vei. Ce-mi fac acum că nimândoi. Acele tale în fața tu sub piele schimbă sângele în vei. Și-aș vrea să-mi bată nimândoi. Strofa a doua. Începe din nou strofa a doua, da? Deci cu aceeași formulă ca la strofa întâi. Asta a fost practic formula de refren, strofa întâi, introducerea care practic e același lucru, adică formula asta pe care am discutat-o deja. Deci de aici încolo totul se repetă, mai puțin o singură secvență de middle, un middle part care este puțin diferit. Și nu uita de concursul Guitar Course Galaxy, în care poți câștiga toate partiturile cu tabulaturi, cu tot ce am scos până acum, plus toate partiturile cover-ului pe care l-am făcut până acum, plus tricoul cu logo Guitar Course Galaxy. Trebuie doar să găsești ce am zis eu în clipul ăsta. Atâta tot. Strofa a doua. Se repete exact ca prima, da? Aici o singură notă este diferită. Deci o mică variație, în loc să prima oară este. Deci la fa, alunecarea asta este din de la 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 fa,
La strofa a doua, variația este că în loc de la este si, deci un ton mai sus. Și se repetă, da? Deci de două ori aceeași chestie, dar a doua oară nu te mai duci la si, te duci tot la la, ca prima oară. Din nou bridge. Și mai am amintiri, ele încearcă să aprindă în mine tot ce azi deja și nu o să mai poată să ardă. Și iarăși refren, refrenul al doilea. Același pattern, deci 1, 2, 1, 2 și apoi doar al doilea. 2, tata, 1. Și al doilea, tata, 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 tata. Și asta a fost refrenul al doilea. Deci, după cum ai văzut, refrenul al doilea este identic cu primul refren, același pattern, 1, 2, 1, 2 și apoi doar al doilea, la mâna dreaptă, aceeași bătaie, deci patternul 1, ta, ta, tum, ta, ta, tu, tam, și al doilea, ta, ta, tum, tam, ta, 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 da, și le alternezi. Ok? Și acum urmează acea parte de middle, care are 8 măsuri și armonia este de felul următor. Do, la minor, mi minor și un si minor și se oprește, iarăși două, la minor, aici are o mică chestie, mă rog, o intervenție acolo pe pian, dar mi-a plăcut și am scos-o și rămâne pe asta lung, așa, și refrenul, agele tale învata tu supie. Deci la middle ăsta, mai revenim un pic la el. Și îți doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc, să fii în locul meu, să simți cât te privesc și să te rușinezi, aflând că tare te iubesc, fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. Am întrebat în multe dimineți, noi doi și un singur pat, ascunși de lume, pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume. Deci ăsta a fost middle-ul, da? Cu acele patru acorduri. Și din nou do, la minor, si minor și rămâne așa, lung, până spune tot pe bune, cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume. Și de aici, ultimul refren este același ca al doilea, numai că e de două ori. Acele tale în fața tu sub piele schimbă sângele-n vene și-a cauza că ne-ai mândoi. Acele tale în fața tu sub piele schimbă sângele-n vene și-a cauza că ne-ai mândoi. Și iartă. La ultimul refren, clapa face puțin diferit. N-a mai stat să mai... n-avea sens. Erau niște variații ritmice ușoare pe de sub, producție muzicală. Practic, noi când acompaniem la chitară, o să acompaniem la fel. Deci aici, practic, la refren, nici nu trebuie să... Până la urmă, nici nu contează atât de mult dacă faci prima formulă sau a doua formulă din cele două pattern-uri pe care ți le-am spus, pentru că, într-un fel, sunt foarte asemănătoare. Da, asta ar fi prima. Doar se întoarce puțin acolo formula. Da, 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 da. Și mai dă un pic de mai multă mișcare, un pic mai mult balans. Și piesa se încheie tot cu introducerea. Cu chestia asta, cu siu. Preluată din strofa a doua.
și cu un fade. Deci se stinge acolo și asta e piesa. Deci, practic, la refren, dacă ar fi să sintetizăm și să simplificăm puțin sau poate să-l facem așa unitar, am putea să-l cântăm. Asta ar fi. Bineînțeles, poți să găsești alte variante, poate un pic mai diferit un pic ritmul, dar în principiu este bine să încerci să păstrezi balansul ăsta. Ta 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 tam pam 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 pam, că ăsta practic dă mișcarea și caracteristicile specifice acestui ritm, da, pe care e construită piesa. Adică ta pa pant, pant, cam, pant, pap, pant, pant, cam, da? Deci dacă nu reușim să facem chestia asta, e puțin greu să semene, să zicem așa, cu ce se întâmplă acolo în piesa originală. Sper că te-ai prins de elementele principale. Poți să pui pauză ca de obicei când vrei, să reiei părțile pe care poate nu le-ai înțeles din prima. Ai elementele grafice pe ecran care să te ajute să urmărești mai bine toate secvențele. Rămâne doar să studiezi. Spor la studiat și să ne revedem cu bine. Pe curând!